Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Declarația mea politică de astăzi se intitulează 100 de ani România, 100 de ani, 101 ani România, 101 ani Hunedoara. Când vorbesc despre România, am emoții. Probabil este din creșterea aceea din Ardeal, creșterea aceea pură, pentru că reprezint județul Hunedoara și județul Hunedoara nu întâmplător are atâtea vestigii istorice care se confirme încă din Neolitic, mai apoi cu civilizația dacilor și mai apoi cu Avram Iancu, care a luptat pentru Marea Unire. Și când vorbesc despre Marea Unire, vorbesc despre România. Și când vorbesc despre România, vorbesc despre ceea ce înseamnă acasă. Tot anul acesta am dezvoltat un concept în județul Hunedoara care se numea Acasă la Hunedoara. Când spun Acasă la Hunedoara, spun de fapt acasă în România, pentru că România, așa cum spunea și vorba cântecului, cu toți eram regimente române, Moldova, Muntenia, Ardeal. Și credeți-mă, nu sunt vorbe goale, vreau să vă spun din suflet că tot ceea ce a însemnat România e o mare valoare universală. Practic, prin ceea ce simt și spun, civilizația europeană pleacă de undeva din munții Orăștiei, din civilizația dacilor, din panteonul dacilor, din Sarmistegetuza Regia. Și România, în amprenta ei genetică, poporul român are o mare moștenire de la toate popoarele care au locuit aici de-a lungul secolelor, cu mii de ani în urmă, încă din Neolitic. Este un popor care păstrează valorile naționale, este un popor care duce mai departe tot ceea ce a însemnat cultură, tot ceea ce a însemnat familie tradițională și tot ceea ce a însemnat datini. Chiar dacă alții, în ziua de astăzi, și nu numai în ziua de astăzi, de-a lungul istoriei, au încercat să dezmembreze această identitate națională, nu au reușit, chiar dacă au fost mari imperii. Studiați ultimii 2000 de ani și o să vedeți cum marile imperii și-au dorit întotdeauna să vină în România și au dorit să vină în această țară, în Dacia, care poporul român i-a primit cu pâine și sare și ei ce ne-au făcut? Au încercat să ne ia tot ceea ce era mai bun, dar nu au reușit și vă spun de ce, pentru că există spiritul românesc. Și spiritul românesc nu va muri niciodată. Nu va muri pentru că avem ceea ce mulți nu au. Avem acea amprentă românească în suflet. Avem acea plecare de oameni. Chiar dacă în decursul istoriei au existat și lucruri mai puțin bune, românii trebuie să învețe din istorie și trebuie să învețe, în primul rând, să se respecte. Pentru că respectându-i unul pe alții, vom duce mai departe tot ceea ce înseamnă România. Este foarte greu în 3 minute pentru a exprima ceea ce simt, dar îmi doresc ca cei care ne vor urma, ca urmașii noștri, generațiile care vor veni, să poată să sărbătorească 101 ani România, nu 101 ani. Dumnezeu să ne ajute să le dea la toți sărbători fericite și spiritul românesc să meargă mai departe. Vă mulțumesc. Deputat de Hunedoara, Ilie Toma.